Îți propun ca ultimul minut să fie dedicat unor recomandări directorilor de IT, antreprenorilor, managerilor din companiile locale, astfel încât să nu se teamă atât de mult în ceea ce privește externalizarea. Primul rând, datele lor sunt în siguranță? Da, bineînțeles. Deci, întotdeauna, după părerea mea, o firmă care lucrează pe bază de politici și proceduri nu are cum să... pe care clientul le cunoaște și le pune la dispoziția clientului, nu are cum să aibă pierderi. Mm-hmm. De date, mă refer. Deci nu se poate lucrul ăsta, pentru că clientul știe de înainte exact sistemul cum va lucra firma respectivă și eventual și echipamentele pe care le folosește. Iar dacă are vreo, mi se pare ceva, poate să se necesiteze de la început și să explicăm sau eventual, dacă chiar există o eroare, putem să o corectăm. Confidențialitatea datelor? Bineînțeles, întotdeauna, majoritatea cazurilor, semnăm non-disclosure agreement cu fiecare client în parte. Deci nu poate, iar la firmă avem implementat standardul 27001, managementul securității informației, și fiecare angajat are contract de, are o anexă la fișa postului cu, nu are voie să divulge informații. Ok. De asemenea, calitatea și cantitatea datelor sunt în creștere. Poate noi semnăm un contract în anumite condiții, ce se întâmplă peste 6 luni sau mai nu este zile? Nicio problemă. În general există niște va. Deci noi când la început, când discutăm la cantitatea de date, putem să facem o estimare. Sigur, facem niște măsurători la cantitatea de date stocată în cloud și ne asigurăm eventual că contractul respectiv îl împărțim în niște pași și poate să crească valoarea de la, să spunem, 3 luni la trimestru la trimestru cu cantitatea de date pe care noi o stăcăm, sau pur și simplu dacă se întâmplă să aibă nevoie de un spațiu mai mare, rediscutăm după 6 luni de zile și oferim spațiul respectiv. Nu este nicio problemă.